ați decis să vă construiți casa visurilor și nu știți cu ce să începeți? Astăzi vizităm o casă demonstrativă. Dacă încă nu știți ce este aceasta, aflați că ea vă poate salva cel puțin jumătate din buget. Fie că vă doriți un șemineu ori o încălzire prin pardoseală, cel mai important este să le prevedeți încă din faza de proiect pentru a vă economisi banii. Dacă nu știți, sistemul pluvial este un leg al casei, iar vasul colector în care se scurge apa de ploaie poate fi îngropat sub pământ, renunțând astfel la clasicul butoi. O avem alături de noi pe doamna Doina Olteanu, este managerul centrului comercial care se ocupă de comercializarea materialelor de construcții și finisaje pentru interioare. Bună ziua, bine v-am găsit și spuneți-ne, vă rog, pentru telespectatorii Trusa Casei, ce putem face, care ar fi primul pas în momentul în care dorim să ne construim o casă pe pământ? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor emisiunii Trusa Casei. Bine ați venit în casa demonstrativă din centrul comercial, unde vrem să oferim soluții și să prezentăm pașii firești în construcția casei clientului. Pe pământ. De regulă... Clienții vin, au în minte un proiect, un vis probabil, de a trece de la un apartament de bloc la o casă. De cele mai multe ori, visul trebuie să treacă prin niște pași pentru a se materializa și a vedea totuși cum ajunge să ia naștere o casă și cred că sunt niște etape importante. Dacă sunteți amabile să le marcăm prin câteva cuvinte... Sigur că da. Clienții sunt unii dintre ei foarte bine informați, alții au nevoie de informații. Noi suntem alături de cei care nu au suficiente informații, astfel încât să îi facem să înțeleagă că o casă se face pe anumite etape și sunt absolut necesare anumite produse și soluții pentru a oferi o rezistență a casei, pentru că casa este făcută pe termen lung, nu este o opțiune de weekend. Și clienților care sunt foarte bine informați, aici devine, e și mai frumos pentru că ajung să schimbi informații și să își confirme acel client care știe exact ce vrea să pună în casă și ce înseamnă buget și ce înseamnă eficiență și performanță pe termen lung. Așadar, clienții care vin la noi sunt clienții care unii au proiect sau care se informează astfel încât să aibă discuția cu proiectantul și cu biroul de arhitectură pentru construirea proiectului după materialele care se găsesc în comerț și care și le pot pune în proiectul casei. În ce măsură vreau să vă mai întreb, este mit sau adevăr cum că bugetul pe care îl luăm în calcul la început este depășit și aproape se dublează? Este adevărat din experiența dumneavoastră? Din păcate, cam da. Cred că și noi când mergem la cumpărături venim cu plasele mult mai pline. Da, cu siguranță. Dar... Da, așa este, pentru că poate nu sunt luate în calcul toate materialele, poate nu se respectă întocmai prevederile proiectului și se produc modificări, poate că se optează pentru un produs de un raport preț-calitate superior și atunci ieși din bugetul prevăzut de echipa de constructor sau de manager de proiect sau care ți l-ai făcut chiar tu per primam. Da, din păcate se depășește bugetul și rolul nostru este să reușim să împărțim pe etape de la fundație, hidroizolație, zidire, plan de învelitoare, termosistem și finisaje pe bugete, astfel încât clientul să poată să-și facă managementul de timp, de proiect, de buget pentru a acoperi toate fazele până la nivelul perdeluței din casă. Este o idee foarte bună în momentul în care înțelegem despre ce este vorba și care sunt etapele, atunci putem să luăm în calcul atât ca timp cât și ca bani, până unde ne putem întinde pentru o anumită etapă. Putem să punem poate pe stand-by etapa următoare, o perioadă, de nu ne trezim înglodați în datorii, mă gândesc. Care ar fi prima etapă? Cu ce să începem? E foarte important, da, cu ce încep? Încep cu partea de fundație și aici intervin mai multe etape,
în cadrul fundației, care e apanajul constructorului și a furnizorului de betoane. Noi venim cu oferta de produse pe care le comercializăm, planul de armătură, fierul beton, partea de hidroizolație, astfel încât să faci prevenția umidității datorită faptului că zidul vine în pământ, în contact cu pământul, astfel încât să nu ai umezeală și care să urce pe pereți și să ai o casă uscată, curată și pe care te încuiala și termosistemul să stea pe termen lung. Așadar, e adevărată vorba aceea acum că cărămida de la baza fundației ține toată casa până la urmă. Absolut, absolut. Cărămida ține dacă este bine pusă și împreună cu alte produse adiacente este stâlpul casei. După ce se puizează faza de fundație, deja se discută de zidărie și aici clientul poate să zică vrea o casă cu bloc ceramic sau cu cărămidă și evident că așa se pune în proiectul casei de către proiectant pentru a oferi structura de rezistență și de aici încolo începe alegerea produselor care să respecte proiectul, orice tip o dimensiune care se îndepărtează de la prevederile proiectului, cu siguranță duce la modificarea proiectului. În ce măsură vin clujenii la dumneavoastră și știu exact ce doresc? Așadar, spun, uite, vreau o casă din BCA și nu mă răzgândesc orice îmi propuneți, sau aleg o casă din cărămidă, dar cum există foarte multe tipuri de cărămidă, aștept să mă consiliați. Sunt clienți avizați, majoritatea clujenilor sau nu? În ultima perioadă am avut o surpriză extrem de plăcută, o experiență plăcută că oamenii se informează. Sursele de informații sunt foarte bogate, foarte updatate, foarte accesibile și clienții, spre marea mea surpriză, vin informați și este foarte bine când ai un dialog cu un partener pe un proiect, pentru că noi suntem furnizori de materiale de construcții și finisaj interioare, vrem să oferim soluția, nu doar produsul. Când tu știi ce produs vrei să cumperi, deja discuți de avantaje, de beneficii, de o ofertă versus alta și toate care se reduc la bugete. Am avut clienți care au zis optez pentru acest produs chiar dacă are un buget mai mare pentru că mi-oferă o anduranță pe termen mai lung. În momentul în care am vorbit de zidărie, dacă cineva își dorește, nu știu, un șemineu în centrul casei, aveți soluții și pentru așa ceva? Da. Și e important să îl prevedem încă din faza de proiect sau din faza de construcție sau putem și ulterior să îl mai inserăm, chiar dacă cu costuri ulterioare? Ce ne propuneți? Da, șemineul este un obiect, o redută a casei, care adună familia, adună prietenii în jurul șemineului, mai ales în perioada de iarnă. Și e foarte bine când ți-l prevezi în cadrul proiectului de la bun început. Există sisteme care, dacă sunt prevăzute în construcție, se construiesc foarte ușor și ți oferă o siguranță de exploatare în timp foarte bună. Ai nevoie de o înălțime a coșului de fum și noi oferim toate materialele care compun acel coș și el cu siguranță aspiră cum trebuie fumul, gazelor rezultate prin combustia combustibilului solid nu intră în interiorul casei, pentru că un șemineu care nu este bine proiectat și construit îți aduce mult mai multe deservicii decât emoția zilelor de iarnă alături de prieteni și familie. Mă gândesc că în momentul în care îl prevezi de la început e mai simplu de construit și fundația, pentru că vorbim de foc totuși, e necesară o anumită fundație, vorbim de gurda aerisire care ulterior ar trebui să fie spartă pentru să stricăm pereții. Coșul de fum se achiziționează în funcție de șemineul ales și de focarul de șemineu, care are o anumită conductă de ieșire care trebuie să fie corelată cu
orificiul prin care trebuie să se aspire gazele înspre coș. Toate se leagă între ele, nu-ți faci coșul, după aceea nu-ți iei șeminul. Practic, îți iei tot pachetul, îți bugetezi tot pachetul de la bun început. Modelul șemineului, care are diferit, poate fi modern, clasic, minimalist sau cu ardere deschisă sau cu ușă, poate să aibă sticle de toate părțile, să vezi focul mocnind și din stânga și din dreapta și din față. Da, evident că după aceea trebuie să ți iei focarul de șemineu pe modelul ales și evident gura de ieșire a focarului, pentru că dacă nu potrivește, nu se aspiră și gazele intră în casă și te nebunesc și nu-ți face plăcere. Da, e mai neplăcut dacă nu l-am în considerare de la început toate acestea. Dacă îl faci ulterior, asta înseamnă costuri suplimentare, înseamnă spărturi, înseamnă mizerie, înseamnă constructori, înseamnă deranj. La o casă nouă, dacă vrei să-l prevezi, este minunat dacă îl prevezi de la început. Dacă ai cumpărat o casă care nu l-are prevăzut, evident că în proiectul de renovare și reamenajare a casei, dacă îl prevezi de la bun început, ești câștigat. Altfel, există și soluții de amplasare a hornului de evacuare a gazelor în exteriorul casei. Totul trebuie să avem foarte mare grijă de securitatea casei și a persoanelor din interiorul casei, pentru că vorbim de gaz. Mai departe, spuneți-ne dacă este momentul să ne gândim la felul în care izolăm poate pereții sau pardoseala, dacă vine iarna și ni se face frig. Am depășit faza fundației, a zidirilor, am prevăzut și hornul. Urmează închiderea casei. În general se închide casa pentru a avea un spațiu uscat și apoi ne ocupăm de tencuiala și șapele din interiorul casei. La închiderea casei vă referiți la acoperiș? La acoperiș mă refer, da, îi punem pălărie casei, da. În proiectele casei, un capitol foarte important este planul de învelitoare. Clienții, dacă vin, clienții vin la noi cu planul de învelitoare și dacă e prevăzut tipul de țiglă, că învelitoarea înseamnă acoperiș, înseamnă țiglă, poate fi o țiglă din beton, poate fi o țiglă ceramică sau o țiglă metalică. În funcție de tipul de produs, din nou, îi oferim din gama de produse mai multe variante care se reduc la calcule de materiale, la calculația de preț la buget și clientul închide, ia decizia în funcție de mai multe dimensiuni, de mai multe repere, raport preț-calitate, estetică, dacă are mai multe informații din piață, din stânga, din dreapta, cumpără, lasă mai multe influențe. În momentul în care dorim să și locuim în mansardă, trebuie să fim, mă gândesc și mai atenți la partea de acoperiș. Dacă este suficient de izolantă, să nu fie prea fierbinte vara, să nu fie frig iarna, să nu plouă prin acoperiș. Care sunt punctele nevralgice ale unei case? Acoperișul e foarte important să fie foarte bine izolat. Dacă mansarda casei, cu atât mai mult dacă este locuibilă, tocmai pentru coeficientul termic, pentru sunet. Suntem o țară în care și plouă, și ninge, și bate soarele, ne bucurăm de toate anotimpurile. Da, există și aici o soluție completă pentru planul de învelitoare. Sunt mai multe produse care compun un acoperiș, nu doar țigla în sine. În momentul în care suntem în regulă cu acoperișul, ce ne puteți spune despre pardoseli? Poate nu dorim să avem calorifere în casă, poate ne dorim altfel de încălzire. E la modă încălzirea prin pardoseală. Cât de cerute sunt aceste tipuri de pardoseli și spuneți-ne dacă sunt de mai multe tipuri?
Da, în ultima perioadă am observat o tendință în creștere pentru încălzirea în pardosială prin prisma confortului, a consumului, da, că această încălzire în pardosială este foarte bine distribuită pe arealul încăperilor ca să-ți poată permite să modifici temperatura în funcție de nevoia fiecărei încăperi de temperatură. Încălzirea în pardosială câștigă teren și am observat că mulți clienți pun pe partea de living încălzire în pardosială, care poate fi acoperită atât de pardosel reci cât și de pardosel calde, adică poate fi acoperită și de piatră și de gresie sau gresie porțelanată, dar și de un parchet triplu stratificat. Îți poate permite să pui peste șapa de deasupra încălzirii în pardosială ceea ce îți dorești tu, ca să-ți ofere finisajul casei în funcție de designul interior spre care optezi. Trebuie să ne temem cum că un parchet din lemn masiv, poate, sau triplu stratificat s-ar usca prea tare din cauza încălzirii prin pardoseală? Nu, sunt soluții de adaptare în funcție de tipul de parchet și există o asemenea performanță în calitatea pardoselilor din lemn, care îți dă cu siguranță, îți dă siguranța în montajul pe încălzire în pardoseală. Nu există niciun pericol, nici de supraîncălzirea picioarelor, de praf, de așa, dacă sunt tot felul de mituri. Da, pe care probabil le întâlniți din partea multor. Dar dacă ești informat și îți iei informațiile, înțelegi și ai încredere, cu atât mai mult cu cât sunt foarte multe locuințe care practică această soluție și deja au feedback din partea utilizatorilor. Iar dormitoarele la etaj am observat, pentru că vorbim de tendință, o păstrare a tendinței clasice de radiator în dormitoare, în camerele copiilor și așa mai departe. În momentul în care, într-adevăr, poți să-ți construiești casa așa cum ți-o dorești, îți construiești, de fapt, casa visurilor tale și alegi cele mai noi tendințe în materie de design interior, construcții, finisaje. În momentul în care vorbim de băi, ce ne puteți spune dacă tot ajungem la pardoselile reci? Da. Băile trebuie să aibă din momentul construcției să fie prevăzute instalațiile prima dată, pentru că în hardul casei, pe lângă partea de rezistență, un capitol foarte important sunt instalațiile termice, electrice și de apă. Dacă ceva nu-ți place sau vrei să-ți remodelezi casa, ai această nevoie de schimbare și când vrei să schimbi viața, prima dată încep cu casa, atunci e ușor să deplachezi un perete, dar să muți o instalație și să o adaptezi e destul de costisitor și înseamnă deja un proiect. Pentru pereții băilor este foarte important. Avem chiar aici în spatele nostru un model, vedem toate stratificările propuse. Există subetape în pereții băilor, evident un rigips verde, care este rigipsul antiumezială, placa de gips carton de fapt, care poate să aibă diferite, să fie de diferite branduri. Placa verde peste care se aplică o hidroizolație și este foarte important, mai ales la băile de la etaj, în blocuri sau în case, să se pună banda de demarcare la colțuri și hidroizolația pe pardosia care urcă pe perete ca să facă un aspect de saună, că dacă sunt incidente și curge apă din cadă sau se sparge o conductă de apă, să nu ai umezială pe tavanul de dedesubt. Nu ajungem la inundarea vecinilor sau a noastră. Sau chiar a ta personală. Dacă ți se recomandă, noi recomandăm clienților, dar dacă clientul nu dorește, nu va cumpăra, de multe ori poate legat constrâns de bugete, nu este o investiție, dar este profilaxia cu rezultate pe termen lung. Nu este o investiție pe termen scurt și încurajez pe toți clienții să folosească hidroizolații în băi. Apoi un adeziv care poate fi standard sau flexibil de interior în funcție de placa ceramică cu care se plachează baia, pentru că ea, placa
ceramică poate fi din material absorbant sau neabsorbant, vorbind de plăcile ceramice standard sau cele porțelanate, și atunci adezivul se alege corespunzător plăcii alese de client. Noi facem această recomandare, deși meșterul de multe ori spune lucrez doar cu produsul acela, îndrăznim, deși e destul îndrăznim să spunem că noi facem o altă recomandare și meșterul bineînțeles că merge pe soluția noastră dacă îi spunem că n-o să reziste placa în timp. Deci vă luați libertatea de a contrazice și meșterii mai în vârstă care au învățat o viață să lucreze cu anumite tipuri de materiale, dar în același timp știința tehnică evoluează și de aceea ajungem să discutăm despre adezivi flexibili, ceea ce până acum câțiva ani nici nu auzeai. De interior, de exterior, pentru că vorbim de terase, de trepte pe terasă, și cele mai multe neajunsuri sunt atunci când investești și după o iarnă constați că în primăvara anului viitor terasa ta este spartă, plăcile se desprind pentru că nu s-a folosit adezivul care să facă priza pe șapă. Adevărul este că e ceea ce vedem, cred, pe fiecare stradă din orașul nostru. Nu cred că există o stradă care să nu aibă măcar o casă cu gresia crăpată pe scări, pleznită, desprinsă, și vorbim de case noi, case care nu ar avea nicio justificare să se găsească în acest stadiu. Poate că aceasta este explicația, iar vis-a-vis de contrazicerea meșterilor este foarte... N-aș marșa pe subiectul acesta pentru că este foarte greu să vinzi castraveți grădinarului, dar cu delicatețe și practic din considerente tehnice prezentăm oferta noastră, care dacă contrazice oferta meseriașului o discută clientul cu meșterul și de cei mai mulți merg pe soluția noastră, de cele mai multe ori oferi materiale care să le pună în manoperă, să se asigure să fie mulțumiți de ele. Poate sunt produse noi cu care n-au mai lucrat, cum ați spus dumneavoastră. Și sunt foarte multe, gama e foarte largă. Da, și există o dezvoltare continuă și foarte mare a materialelor de construcții în ultimii ani. Ajungem iarăși la acoperișuri. Am discutat de partea de învelitori și aici iată că le și vedem. Alături de alte sisteme, accesorii, sisteme pluviale, burlane, șgheaburi, până la urmă. Spuneți-ne ce avem aici. Aici avem o învelitoare ușoară pe care o recomandăm pentru suprafețe mai mici, filigori, garaje, case de vacanță, care e foarte ușor de montat și care se practic priza se face prin temperatura și se lipește o placă de învelitoare peste cealaltă și are dispoziție de culori verde, negru, maro, poți să optezi sol sau pătrată. Este, din ce material este făcută? Pentru că observ aici o textură foarte ușoară și e foarte subțire. E o șindrilă care are un aspect de pietricele. Orice acoperiș, cât de micuț este, se impune să aibă un sistem pluvial, deci gheaburi și burlane, care este un Lego al casei și care are o logică foarte bună, pentru că vorbim de un sistem perimetral de colectare a apei în șgheaburi, după aceea cu coturi și cu burlane de scurgere, și acestea se pot băga în pământ și să fie colectate. Există o tendință modernă de a colecta apa pluvială care ți-e un dar din ceruri și să auda grădina. Pentru a-ți face o economie a apei pentru grădină și să, dacă clientul are această prevedere din start și montează în grădină un vas colector din care cu o pompă submersibilă scoate apa și udă grădina fără să aibă costuri de aprovizionare cu apă. Așadar putem prevedea încă de la faza de proiect, de exemplu, acest vas colector sărind peste etapa de buton
gunoi, care e și inestetic, plasat ulterior la colțul casei, îl instalăm undeva subteran? Da, subteran, da, subteran, și colectarea apei se face în acel vas colector, iar cu o pompă submersibilă se aspiră apa și prin furtun cu aspersoare se udă grădina sau grădina de legume sau iarba casei. E o idee foarte bună, da, foarte ecologică, da, și foarte ieftină pentru datul, da, grădinii, da, noastre. Da. Spre ce tărâmuri ne mai conduceți? Vă mai conduc către țigla metalică, care la fel o avem de la mai multe, de la mai mulți furnizori. Și vedem în spatele nostru, deși seamănă cu ceea ce am văzut înainte. Un strat care imită practic o țiglă cu ardezie deasupra. Seamănă extrem de bine cu șindrila, deși este o țiglă în adevăratul înțeles al cuvântului. Diferența o face aici montajul, pentru că țigla metalică vine la bucăți cu anumită dimensiune, montatorii au un alt sistem de montat decât țigla, bucățica de țiglă ceramică sau beton pe care o folosesc alți clienți. Montatorii sunt specializați în general pe acoperișuri metalice sau acoperișuri din țiglă ceramică sau beton. Să vă conduc mai departe. Aici e o țiglă clasică care nu are un strat protector. Tot metalică este? Tot metalică, tot metalică. Există o gamă foarte largă de culori. Clientul poate opta spre una din culorile care este pusă la dispoziție de producător. Sunt mai multe nuanțe de tablă prevopsită. În spatele nostru un sistem de țigle sub formă de solzi. Culoarea tablei? Sunt astfel de solicitări pe proiecte care rămân sub această formă, da, de solzi metalici. Și mai vedem aici și țigle sub diverse alte forme. Aici chiar culoarea este foarte interesantă, dă impresia de tablă, nu știu, corodată de timp, ruginită de-a dreptul, dar este o țiglă de calitate și nou-nouță. Da, și inspirăm prin asta și furnizorii ne-au pus la dispoziție diferite surse inspiraționale care provin din fotografiile proiectelor care s-au realizat în modelele celor expuse, astfel încât clientul atunci când ne vizitează și îi place soluția, o discută cu proiectantul și cu arhitectul dacă o dorește în casa sa, pe casa sa. O altă țiglă pe care o comercializăm este țigla de beton. E o țiglă mai grea, mă gândesc. Nu neapărat, și aici este un mit, da, ca și bucată, probabil cântărește mai mult, da, cu siguranță cântărește mai mult decât o țiglă ceramică, datorită dimensiunilor și datorită consistenței de material, vorbind de beton versus ceramică, care este o masă absorbantă. La fel aici, practic, pornește de la modelul pe care și-l alege familia, el și ea, tipul de solzi, olane, și dacă găsim la modelul pe care și-l dorește familia, îi oferim și varianta de beton și varianta de ceramică, fiecare cu avantajele și dezavantajele sau beneficiile sale. La urma urmei, observ că deja aici este o tendință de estetică. Am remarcat de-a lungul proiectelor pe care le-am derulat cu clienții în centru comercial că aici deja intervine și ea, nu doar el. Am vorbit până acum de hardul casei și acum deja la nivelul de soft intervine și doamna, pentru că vorbim în continuare de culoarea acoperișului, a sistemului, deci gheaburi și burlane, de termosistem, de partea de soclu a casei, de dale, pavaje în curte și de forma gardului. Și aici, în general, domnul se consultă cu doamna. În momentul în care trecem de la partea de construcție în roșu la cea de construcție în gri, poate, sau finisaje, ajungem când în ultima etapă, deja doamnele au un cuvânt de spus și din ce în ce mai important până la urmă. Așa este. Unde să vă mai duc? La partea de panou solar. La fel, o tendință în ultimul timp, și asta se vede cu ochiul liber pe acoperișurile caselor,
cele din oraș, la munte, unde ai o sursă pe care o poți folosi pentru consumul de apă caldă, care pe durată de cel puțin 6 luni de zile îl ai gratuit. În momentul în care ne hotărâm să instalăm niște panouri solare pe acoperișul casei, această decizie intră la categoria instalațiilor. Va trebui imediat după etapa în roșu să prevedem aceste lucruri? Absolut. Pe partea de proiect de instalații, deja se discută de instalarea unui sau mai multor panouri solare. Ele se pot monta în cadrul pe toate tipurile de acoperișuri, indiferent că este metalic, ceramic sau beton. Se poate monta în acoperiș sau pe acoperiș, sunt sisteme, asta se discută cu proiectantul, sunt mai multe branduri, mai mulți furnizori, mai mulți producători. Cât e de complicat de instalat un sistem din acesta, din punctul de vedere al spațiului pe care poate îl ocupă în interior țevile suplimentare sau instalația care este în spate? Nu este nimic complicat în montaj dacă l-ai prevăzut și n-ai buget. Important este să prevezi partea de instalație pe interior și când te muți în casă și când ai bugetul pentru achiziția panoului, ți-l cumperi și se montează și de acolo încolo se dă drumul la instalația cu apă care provine din încălzirea de la panoul solar. Tot trebuie să faci conexiunea doar în momentul în care cumperi panoul, dar e foarte importantă calculația panoului pentru efectivul casei, pentru necesarul de consumatori, de apă caldă, menajeră în casă. Practic, folosim aceleași instalații sanitare și de țevi pe care le-am prevăzut deja în planul casei și doar acordăm panourile solare la sistemul deja existent, ținând cont de câți membrii ai familiei sunt și cât consumă deodată și mai ales dacă proiectantul prevede și un boiler de acumulare în care ai apa caldă acumulată și se poate rezolva. E o chestie pe care o salut și tot mai mulți clienți văd că își adaptează. Un panou solar se poate aplica și ulterior într-o casă care n-a avut, e gata construită. Și este genul de panou care se poate fixa pe orice tip de acoperiș. Indiferent ce acoperiș ai, se poate... Indiferent de înclinația acoperișului. Da, se poate adapta panoul. Chiar dacă ai o inclinație, se face o structură pentru panoul ca să se poată monta la inclinația pentru care incidența razelor solare să fie optimă. Panourile solare se pot pune și în altă parte, nu doar pe casă. Există proiectanții, știu să facă lucrul ăsta, poate zonă. Da. Asta e un lucru nou. Da. Întotdeauna ne gândeam că panourile solare trebuie să stea pe casă, dar le poți monta pe un garaj, pe o magazie, dacă nu dorești să... Da, dar important să ajungă apa caldă la robinet. Toți suntem la capitolul apă și văd niște rigole interesante, mult diferite față de ceea ce credeam că pot să existe pe piață. Chiar și curtea nu este o zonă care să nu aibă grijă și atenție, pentru că o curte poate are nevoi și zone carosabile și necarosabile. E foarte bine să informezi consultantul tehnic în momentul în care îți faci achiziția de pavaj sau dale de pavaj, unde sunt cărările pentru trotuarele, pentru mers pietonal sau pentru mașină, pentru că ai nevoie de o rezistență a fundației, altfel ai neplăceri. Pentru că e o suprafață mare, undeva apa trebuie să se colecteze și da, acestea sunt rigolele în care se colectează apa și care apoi este drenată spre rețeaua de canalizare. Spuneți-ne dacă există diferențe în ceea ce privește aceste rigole de adâncime a jgheabului de scurgere sau de capacitatea lui. Există unele mai mari, probabil așa cum vedem pe trotuare în spațiile publice sau unele de, nu știu, de uz casnic, domestic? Evident, răspunsul este da, sunt nevoi diferite și soluții diferite. Alte nevoi are o parcare cu o suprafață întinsă,
cu o suprafață mare de colectare a apelor pluviale față de o curte și într-o curte vorbim de rigole carosabile și necarosabile. Sunt cu altă rezistență, metalice și cu... Cele de sus văd că sunt metalice, iar cele de jos sunt foarte interesante, dar par dintr-un alt fel de material sau e tot metal? Este un metal antichizat care de fontă și care pare antichizat, da. În momentul în care suntem aproape gata cu acoperișurile, cu curtea, am instalat rigolele, putem vorbi mai departe despre... Apa casei, de haina casei, noi spunem termosistem. Exact ceea ce se vede, de fapt, la prima vedere, din ceea ce am discutat până acum, este partea de interior, partea de după tencuiala, aceea decorativă, așa cum o cunoaștem toți până la urmă, nu? Suntem la faza în care acum vorbim despre haina casei. Termosistemul, care este, sunt variante de termosistem cele mai uzitate pentru casele oamenilor pe polistiren și pe vată. O tendință în creștere a termosistemelor pe vată în ultimul timp, da, pot să spun că am observat. E vata minerală de care povestea? Da, care avem chiar aici. Găsită, da, o avem chiar aici, de grosimi diferite. Are nevoie de un alt sistem, alt adeziv de fixare, diferă de adezivul de polistiren. Termosistemul se face pentru a oferi un coeficient termic casei și peste el se aplică o tencuială decorativă la un nivel mult mai frumos ca estetică, dacă este bine montat. Există o varietate. Termosistemul este compus din mai multe produse care compun soluția finală, adezivul de lipit, plasa de armare, montajul polistirenului sau al vatei cu diblurile, cu adezivul de șpăcluit, după care se aplică tencuiala decorativă, care și ea trebuie să fie specifică substratului. Există tencuială care este recomandată pentru termosistemul din polistiren și tencuială care se recomandă termosistemului din vatei minerale. Ce ne puteți spune înainte de a trece până la urmă chiar la haina de gală a casei, la culoare, despre soluțiile pe care le putem alege, nu știu, gen vata minerală pentru a împiedica micile viețuitoare din grădină să se infiltreze în pereții casei. Există soluții sau în momentul în care realizezi o etanșeizare perfectă din materialele potrivite, nu mai ai această problemă? Dacă se aplică termosistemul corect peste casă, nu discuți de intrarea viețuitoarelor între zidărie și termosistem. Garantat, nu. N-am mai liniștit. Da. Termosistemul are pe partea de... are un soclu. Da, se vede aici practic toată structura. Da, toată structura. Adezivul, polistirenul, profilele de colț, plasa de armare, mâna de șpaclu și tencuiala, amorsa și tencuiala. Orice tencuială se amorsează înainte. Amorsa este un produs care se vinde la pachet cu orice lavabilă și tencuială, pentru că de fapt scade absorția materialului în perete. Soclul casei, sunt diferite soluții pentru soclul casei, pentru fusta casei, spun oamenii. E porțiunea aceea de la bază până o jumătate de metru aproximativ. Exact, care poate să aibă diferite forme finale, piatră sau o tencuială mozaicată, cum avem aici. În general acoperă și partea de izolație, de hidroizolație. Da, așa. Da.
care da. Urcă de la fundație și care urcă, da, pe da. Casă, da, sau poate fi chiar tencuia la casă e dusă până jos. Sunt clienți care nu doresc să aibă fusta casei și coboară partea de termosistem și tencuia la până jos, mai ales dacă au un trotuar în jurul casei, pentru că dacă plouă și nu au terase, se stropește și atunci ai o casă murdărită de pământul din jurul casei. Până la urmă, alte impedimente în a decide să renunțăm la acea parte de jos a casei nu există decât considerentele estetice. Estetice, probabil. Da, estetice. Și aici îi văd pe clienți, pe el și pe ea, venind și consultând asupra gamei de culori și își aleg, și aici există o poveste a casei în exterior, pentru că se face o trecere frumoasă între culoarea acoperișului, cu tâmplăria geamurilor, cu încadramentele ferestrelor, cu fusta casei, cu partea de soclu, cu pavajul din curte, astfel încât să fie o poveste unitară, o soluție integrată. Într-o poveste a casa înseamnă poartă, grădină, curte, garaj, casă, ușă de intrare și pe aceea totul ce se întâmplă în interior. Există și opțiunea de cărămidă aparentă. Se mai folosește sau pentru ce fel de stil de casă mergem pe această alegere? Da, este cărămida aparentă care e clinkerul, da. Este un gresogranit, o gresie porțelanată cu aspect de cărămidă, cu o gamă de culori pe roșu cărămiziu, maro, gri, există o varietate și aici. În funcție de arhitectura casei am văzut multiple utilități, nu doar la case, ci și la clădiri. În Cluj, de fiecare dată când trec pe lângă Biblioteca Centrală Universitară sau că pe clinicilor, la toate sunt multe clădiri. Sunt clădirile cu clinker ale Clujului care sunt de fapt cartea de vizită a Clujului. Istoria arhitecturală a Clujului și da, și în acest moment am observat că sunt clienți care își doresc cărămidă aparentă. De ce vă mai întreb ceva? De ce să alegem cărămida aparentă? De ce să alegem la placă în detrimentul cărămizii care poate se aplică direct? O cărămidă propriu-zisă, feliată și aplicată direct pe perete. Nu au aceleași proprietăți. Nu au aceleași proprietăți. Cărămida de zidire are un scop. Și chiar dacă tu crezi că faci economie și o tai, o cărămidă plină n-are caracteristicile unei cărămizi a unui clinker. Nu, cu siguranță nu va avea nici estetica, nici rezistența, nici fixarea pe un pad de adeziv la înălțime și cu pericol de cădere. Bineînțeles, nu se utilizează o cărămidă normală pentru o placare aparentă. În ce măsură se folosește clinkerul și pentru interioare? Observ din ce în ce mai des în ultima perioadă, începând de la interioarele caselor până la restaurante, acest mod de a amenaja pe interior. Mai degrabă, câte un perete poate de accent, mai degrabă? Mai degrabă note de accent, mai degrabă în baruri sau în restaurante, iar în case, în zona de vinuri, dacă casa are o prevăzută astfel de sală de vinuri, de crame, poate crame, bucătărie. Da, dar nu este o suprafață neapărat utilizată cu destinație pentru băi sau pentru holuri sau pentru bucătării. N-am observat-o în această cu note, dar pe anumite destinații și mai mult în zona asta rustică sau de cramă sau de vinuri, de sarmale. Da. Avem aici alte sisteme de a acoperi pereții. Izolație, da. Alte sisteme. Noi prezentăm clienților toate soluțiile de la mai mulți furnizori și așa cum vă spuneam, identificăm nevoia, facem calculul de materiale și rezultă partea de buget.
Tencuielile acrilice pe care le văd aici pe perete mi se pare cunoscute. Cred că era ceea ce se purta acum câțiva ani. Dar în același timp observ pe acest stativ, de exemplu, alte soluții, alte moduri de a decora peretele exterior al casei. Plăci de fibrociment sunt produse care se comercializează și ele, dar mai multe la cererea expresă a unui arhitect, a unui proiectant sau pe case de vacanță. Cine nu cunoaște această placă, e greu să-l convingem această soluție versus altele care sunt mult mai uzitate. Până la urmă sunt ultimele soluții din acest domeniu și ele trebuie să vină ca recomandare de la specialiști. Absolut. Da. Iar tencuielile, revenind la tencuială, la forma lor, ele sunt cu granulații diferite. Tencuiala o alegi în funcție de stratul suport, cum spuneam, dacă e polistiren sau vată. Și ele pot fi cu granulații de 2, de 3 milimetri și pot avea aspect de bob de orez sau scoarță de copac. Totul este constă în modalitatea de aplicare. Iar paletarul de culori este... nelimitat. Da. Și foarte frumos pentru client. Am observat o mare bucurie pentru cei care își produc tencuiala colorată pe un cod de culoare, că dacă vor să-și extindă casa sau să-și facă un garaj și vor să-și pună peste 5 ani tencuială identică cu cea de pe casă, vin doar cu codul de culoare și își colorează, își reproduc culoarea de pe casă și pe alte poți păstra codul de culoare și să-ți recombini culorile pentru a obține exact nuanța chiar peste 5 ani. Peste 5 ani, peste mai mulți ani, da. Sau ai o problemă și trebuie să repari un perete, da, există soluții și nu trebuie să fii îngrijorat că nu partea aceea a casei va fi colorată altfel, nu va fi identică cu restul casei. Ne îndreptăm acum spre partea de exterior, să vorbim puțin despre pavaje, tipurile de pavaje. În momentul în care casa este gata, ne orientăm înspre curte. Cum putem să o amenajăm? Ce tipuri de piatră avem la dispoziție? În curte avem pavajul, care are multiple forme de pavaj sau dale. Noi oferim clienților soluția de design a curții. Dacă clientul își poate identifica destinația fiecărei porțiuni din interiorul curții, respectiv alei de acces către grădină, alea de acces a mașinii către garaj, unde este prevăzută grădina de legume sau grădina de flori, și împreună cu furnizorii de pavaje îi oferim designul grădinii pe coloristică și cantități și evident vorbim din nou de bugetul amenajării curții. Se face trecerea între culoarea de pe casă la pavaj și la împrejmuire, la gard. Așadar, alegi doar pe unde dorești să treacă aleea și specialiștii pot să-ți dimensioneze foarte ușor necesarul de piatră, de pavaj. Nu mai trebuie să calculezi foarte complicat cât ai nevoie dintr-un gresogranit, cât ai nevoie dintr-un travertin sau mai știu eu, ardezie sau ce folosim pentru pavatul curții, nu? Da, da, asta facem. Identificăm dimensiunea aleilor și din cataloage alegem modelul și practic oferim soluția finală de pavaj de tip grosime, pentru că n-are sens să pui un pavaj gros dacă ai doar o alee pietonală pe care mergi. În ce măsură ceea ce avem aici ilustrat sunt cele mai cerute trenduri din anul acesta de către clujeni sau, nu știu, moda în materie de amenajări interioare și exterioare se schimbă de la an la an? Sunt pavaje, sunt clienți care optează pentru pavajul clasic.
cărămiziu, sunt clienți care doresc pavaj rustic, care are un aspect deja antichizat. Sunt aici, lângă noi, este această da. La picioarele noastre. Da. Un pavaj înăgrită cănă. Sunt clienți care vor un aspect de 3D de pavaj, care vine din combinația la trei culori. Sunt clienți care vor dale de dimensiuni 40x60. În grădină, dacă se găsește o piscină, există dale cu o suprafață de aderență mai mare pentru a preveni alunecarea și căderea persoanelor care folosesc piscina, copii sau adulți. Există mai multe, nu pot să spun că există o tendință doar. Am observat mai mult combinații cu scoarță, cu zone de verdeață, da? La case am văzut că se dorește mai multă culoare. Nu se mai plachează toată curtea cu pavaje. Și nici nu rămânem doar blocați într-un pavaj gri, culoarea betonului, cum era acum câtva timp. Da. Da, ai variante de culoare și te poți bucura de ele. Am avut alături de noi pe doamna Doina Olteanu, managerul Centrului Comercial de Materiale de Construcții și Finisaje pentru Casă.